Accidentul s-a produs în județul Argeș și în localitatea Dârmănești. Din verificările polițiștilor s-a stabilit că un bărbat de 26 de ani din Mioveni, care conducea o motocicletă pe drumul județean 731 pe raza localității, a pătruns pe sensul opus de mers unde a intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 24 de ani din Constanța. În urma impactului, autoturismul a fost proiectat într-o altă mașină staționată, după care s-a răsturnat în afara părții carosabile. Din accident a rezultat. Vătămarea motociclistului, dar și rănirea conducătoarei autoturismului și a pasagerei, o femeie de 44 de ani. Toate cele trei persoane au fost transportate la spital. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, iar verificările continuă pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.